Ordinul Ministerului Sănătății din 2016, care interzice alimentația cu crenvurști a copiilor în instituțiile de învățământ, este sfidat de administrația școlilor private. Pe lângă zeamă și bucatele pregătite din carne la acest liceu privat din capitală, predomină mai mult produsele de patiserie, crenvurștii în aluat și pizza. Copiii spun că preferă aceste bucate. Я люблю здесь есть пиццу, сосиску в тесте. Мне нравятся очень макароны, как женщина-кошка, что мне очень нравится мяско. Deși știe că aceste bucate nu fac parte din meniul model, directoarea liceului susține că instituția își permite să-i delecteze pe copii cu aceste bucate, în special de sărbători. Prețul meniului pentru un copil ajunge aici până la 85 de lei pe zi. Можем позволить себе приготовить какие-то необычные блюда, чтобы порадовать детей. Вот типа пицца или там сосиска в тесте. La școala internațională deschisă anul acesta în capitală, meniul conține și mai multe alimente contraindicate. Administrația instituției a interzis însă echipei TV8 să filmeze. Dintr-un filmuleț postat pe o rețea de socializare, putem vedea însă un meniu americanizat, cu sandwich, pizza, lavaș și chiar cafea. Sandvișuri, salate, mini-pizza, sandwich toast, lavaș, brioșe, ceai și cafea. Potrivit specialiștilor de la Centrul de Sănătate Publică, meniul respectiv nu a fost coordonat cu ei. Nici n-am văzut meniul lor, nu ne l-au adus la coordonare. Eu cred că sunt la început și trebuie să discutăm cu ei. La școlile de stat se aplică meniul model elaborat de Ministerul Sănătății și Educației. Un astfel de meniu poate ajunge până la 12 lei pentru un copil pe zi. Ce îți place să mănânci la cantină? Orez, ceai, pâine cu magiun. Ce părere aveți despre cafeaua, pizza, lavașul? Suntem pentru așa că mâncarea să fie sănătoasă. Pizza și restul categoric nu, pentru că noi nu știm din ce sunt produse. Cafeluța, pizza, biscuiții, asta tot e interzis de Ministerul Sănătății. Conform recomandărilor Ministerului Sănătății, toate meniurile din instituțiile școlare, fie de stat sau private, trebuie să corespundă conform meniului model elaborat de Ministerul Sănătății. Noi ne vom sesiza la această întrebare și vom vedea de ce așa se procedează. Noi n-am permis nici pizza, nici lavașuri, nici cafea. Ministerul Educației susține că nu este la curent cu meniurile din școlile private, iar dacă părinții au venituri mai mari, nu au decât să investească în hrana copiilor. Eu nu știu ce meniu au ei acolo, dar trebuie să vă spun că acest lucru este valabil pentru toate școlile private în care învață copiii părinților care probabil că au venituri mai mari și își pot permite costuri mai mari. În prezent, în Republica Moldova activează peste 1200 de școli de stat și peste 900 de instituții de învățământ particulare.